Salutare tuturor, sunt Geosta și bine v-am revenit la un nou episod din Minecraft Muta. Suntem tot pe Quantus. Padabim, padabum, tu, tu, tu. Băi, fraților, înainte să începem acest episod, așa avem lumea la toți cei ce vă uitați, să apăsați pe butonul de like, pentru că dacă strângem multe like-uri, o să fie toată lumea fericită, pentru că dacă la acest episod nu strângem multe like-uri, această oiță va muri, deci oamenii sunt cu moartea dacă voi nu apăsați pe butonul de like, deci viața acestei oițe stă în mâinile voastre. Dacă nu dați like, oița moare și pentru totdeauna, pare că nu poate să moară, stai, ce logică, când mor pentru totdeauna și m-am prins între ele. Dacă se strâng foarte multe, vă promit eu că o să aduc o oiță partener să uite tot ce s-a întâmplat. Mă rog, asta contează mai puțin, hai să trecem la treabă. Băi, în acest episod vreau să fac și eu un teleportor de ăsta, un travel ancoran, așa. Uitați ce face, jep și... jep, efectiv tu le poziționezi în două locuri și te poți teleporta foarte, foarte ușor și m-am gândit că e o chestie foarte interesantă așa cum are Sami și vreau și eu să-mi fac. Hai să vedem cum se numește. Ok, și să-l căutăm aici. Așa, să vedem de ce avem nevoie. Avem nevoie de 4 bucăți de iron, 4 conduit binder și avem nevoie de binder comb la smelting. Și ca să facem rost de 8 de astea, avem nevoie de sand, gravel și clay. No, bun, hai să căutăm în primul rând în cuferele astea. Sand, gravel și clay. Nu știu de unde au apărut și astea, mă rog. Sand avem, nu prea vând. Clay și... clay știu sigur că am luat eu de undeva. Bă, dar ai serios? Chiar n-am niciuna. Bă, dar aud pași care se mișcă. Au că se mișcă ceva. Ar fi pașii mei? I don't know. Deci... limestone... serios, chiar nu am nimic din sand, gravel și clay pe aici? No, bun, atunci hai să mă duc în celelalte cufere. Dacă nici acolo n-am, o să fiu nevoit să... mă duc puțin la plimbare. Așa. Prin mină. Băi, eu sper să am totuși... gravel și clay, să-mi pa piciorul în sand, gravel și clay, măti. N-am... păi, de ce e incredibil? N-am gravel, serios? Ok, atunci o să mă duc să le iau pe toate acum. Dacă chiar nu avem, o să mă duc acum să iau, că nu avem nevoie de foarte mult. Uite, sand o să iau, deci o să mă mai uit odată. Am nevoie de o singură dată, deci 5 gravel, 2 bucăți de sand și foarte puțin clay. Deci, sand-ul l-am luat, gravel-ul nu cred că... sau putem să-l găsim și prin apă? Chiar nu mai știu, dar clay-ul putem să-l găsim prin apă. Foarte rapid, uite aici clay, o singură bucată. Să uit o sand, nu e clay. Ok, clay-ul ăsta mi este de ajuns și o să mai am nevoie de niște gravelus. A, uite, în apă. Bă, apă asta face minuni, să-mi bă, piciuri în apă. Am găsit tot ce vreau în apă. Nice. Și easy peasy ne-am rezolvat cu nebunile astea și pe aceea rezultatul obținut din rețeta asta, dacă nu mă înșel, o să trebuiască să o pun la prăjit. Cred că o să am nevoie și de un pic căul sau lemn. A, da, nu v-am arătat că am terminat, cum se numește... am terminat crăsuța, hai să vă arăt repede jos acolo cum a ieșit. Cred că ați văzut oricum în thumbnail de la episodul anterior, dar să vă arăt acum și așa cum a ieșit. Badabim, badabum, am folosit iron wand-ul ăsta, wand, sucabriat, să pun aici sus toate blocurile astea, a fost super rapid. Și pe jos am făcut modelul ăsta, m-am folosit și de chisel să fac glowstone ăsta, să fac primal voidstone, nebunii. Și cam așa ieșit într-un final, bă, mie chiar îmi place foarte mult cum arată. Și scrieți în comentarii ce părere aveți și voi. Nu știu, mie chiar îmi place foarte mult. Arată foarte, foarte bine. No, bun. Hai să facem ce avem de făcut. Parcă așa. Eu acum pun din amintire, că sincer nu prea mai știu. Nu era așa. Stai să văd exact cum era. Ok. Sand-ul. Am înțeles. Fiți antenă că gravel-ul era la care aveam nevoie 5, nu? Holy shit, de 5 gravel aveam nevoie. Să-mi bat piciorul în el de gravel.
Nu știu de ce avem impresia că sendul e la mai important de care o să avem nevoie, dar zici ce? Nu e așa! Să-mi bag piciorul în el, gravel, a 7.000 oară. Când... Oh, uite, avem și aici, nice. Am nu vrea să se mai ia. Ah, boss, am uitat că putem face asta, I believe I can fly, I can touch the sky. Nice, și o să mă duc aici să craftez, uite aici. Așa. Aici, așa. Sammy joined the game. Holy shit. Bă, ăsta dacă mă înțeapă îmi dă veninos. Și clay-ul ăsta. Așa. Și acum punem la prăjit. Cu ce să punem la prăjit mâncați așa? Că nu am căul. N-am nimic. Prin furnalele astea. Pâine. N-am absolut deloc căul. Dar absolut deloc. Bă, da, am și eu vreun material la dispoziție. Oare am? Găsești eu pe aici ceva sau... Salutii. Uite un nemernic aici. Asta nu e căul, e incredibil, frate. Deci nu pot să găsesc puțin căul. Să-mi bag piciorul în el de căul. Uite căul în sfârșit. Doamne, doamne, doamne. O să iau să am pentru tot restul vieții căul. Ok, J, waypoint, casă, teleport. Foarte frumos din partea noastră. Și hai să... Stai, mi-a picat un uici head. Am omorât un uici înainte să începem episodul și... I'm so funny, right? Ce vine nemernicul ăsta să dea el cu sabia în mine. Băi, boss, stai așa că nu e chiar așa. Nu, bo... Aici de ce se prăja? Holy shit. Ok, deci direct aveam nevoie de 4 dacă nu mă înșel și făcând 2 avem nevoie de 8. Deci încă 2 de alea să se prăjească. Între timp pot zic eu să mă și culc. Bă, dar se plimbă țânțarul ăla pe acolo, nu glumă, ia vină mă nemernicule, că ăsta îți dă o travă dacă te înțeapă. Avem și o bolandă ăștia pe sub casă pe aici. Nemernicu. Ok, am făcut rost de 8 nebunii din astea. Iron și am nevoie de un... Am nevoie de 2 de astea. Holy shit. Și am nevoie de pulsating iron ingot. Așa și luăm aici de la domnul Sami. Pentru că Sami știe cum se face rost de astea. Eu habar n-am. Nu bun. Testam un mod nou de așa da Sammy Game. Da, pentru că faza e cu erele astea. Noi tot deblocăm ere pe parcurs și trebuie să le testăm cumva. Sau moduri noi. Sammy știe ce bagă el pe aici, nemernicul. Nici n-am înțeles. Nu e prima oară când bagă moduri noi, când bagă de astea. E, deblochează ere, nu spune nimic. Nemernicul Sammy asta. Nu bun. Am nevoie de 2 diamante. Easy, dacă nici de-astea nu aveam. Nu bun. Trebuie să fac stru canadies de-astea. Înconjor pe aici și pun 2 diamante și am făcut cristalul lui pește. Acum, să vedem de ce mai avem nevoie. Cristal, ok, iron. Da. Așa. Iron, iron, iron. Unde găsesc eu iron? N-am iron. Yes. Holy, și dezabonați-vă de la Sami, vrea să spună. Ce nemernic e Sami ăsta. Ce nemernic e. Am băgat un mod așa șmecher. Nu mai șmecher ca mine. Wow. Nu bun. Bă, și am exact cât îmi trebuie și prost. Nice. Și ce trebuie să mai pun? A, uite asta, chiar aveam așa un lapsus, nu știam ce să mai, ce trebuia să mai pun, ok.
Acum le-am făcut pe cele două și să stabilim prima poziție să fie aici, pentru că mă tot plimb pe aici, pe, uite, de la astea pot să mă teleportez la alealte. Nice. Așa. Și al doilea o să-l pun cam pe aici prin mijloc. Yep. O să-l pun cam pe aici prin mijloc ca să-mi fie ușor să mă teleportez la suprafață. Hai mă. FMM Sami. Nemernic, cum mi-a spart aia. Nemernicu. Mi-a spart travel-ul. Holy shit. Nu știam eu de ce nu merge și acum hai să testăm. Stai. Bă. Ceva nu e în regulă. Holy shit, Sami, ce-mi faci tu, nemernicule? Te se bagă repede, Sami. Ia, stai să vedem. Stai, că am făcut eu ceva greșit. Nu. Ce-mi place să mă joc în Minecraft modat cu Sami. Așa, să pun asta. Bă, dar o fi prea departe? Eu nu înțeleg de ce zice asta. Ia dacă o pun aici. Auzi? De ce nu mere să mă teleportez la asta? Destination is obstructed. Suca. Efectiv, nu merge, ești prost. Ce? Stai că vine meșterul Malone. Manole. Neacră, trebuie să fie vreo problemă care blochează transmisiile aeriene. Holy shit. Îmi place când Sami sparge și faci pe aia se uită. Ok, o să pun aici atunci. Dacă destinul vrea să-l punem aici, aici o să-l punem. Așa și aici punem blocul ăsta. Easy. Și acum merge. Cred că era distanța prea mare sau habar n-am, nu înțeleg care era faza. Și acum easy peasy ne teleportăm toată ziua, ne jucăm cu nebunile astea. Pot să mă... Așa. Stai. What the fuck? Cum se vedea acolo scrisul că prea l-a modificat Sami pe aici. Only... Băi, nemernicule, ia dă-te, că ăsta e blocul meu. Ăsta e blocul meu, nemernicu, și tot el se bagă. Poți să mă duci la ăla? Poți să mă duci la ăla? Holy, și ne plimbăm pe aici, prin... Peste tot ne plimbăm cu nebunile astea, nu mai știm de noi. Uite, easy. Ajungem unde vrem imediat. Easy peasy. Bă, dar chiar am putea face-o de asta și pentru mine. Să-mi bat piciorul, dar nu mai am suca iron de la pulsating iron nugget, ca să mai fac și sincer, nu știu cum fac rost de asta. Pentru că am putea să mai facem rost de unul, să-l punem în peșteră, ca să ajungem imediat și în peșteră, când avem nevoie de ceva, să nu mai stăm să ne fățim atâta cum am făcut acum. Băi, fraților, nu știu cum să vă spun, însă eu vreau să opresc acest episod aici. Știu că este destul de scurt, doar 14 minute, însă când ai de filmat foarte mult, 14 minute înseamnă o grămadă mult timp. Așa că am făcut ceea ce mi-am propus, să ne teleportăm pe aici, ne-a ajutat și puțin Samir că se dusese naiba toate nebunile alea și cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne auzim data viitoare. Unde mi-e calul? Bă, ăsta e? Cum a ajuns, mă, nemernicul aici? Cum a ajuns nemernicul ăsta aici? Al naibii cal să fie el. Că nu poate pe asta. Cineva?
Mi-a corupt calul. O să pun-o de asta. Acum sunt sigur că nu o să mai iasă. Deci da, ăsta a fost episodul. Nu uitați să dați un like. Eu am fost GeoStyle și ne auzim data viitoare. Ciao, les!